Bine v-am găsit la știrile TV Rădăuți. Sunt Luana Popovici și vă prezint principalele știri ale zilei. Olimpicii de la Colegiul Andronic Mătrescu au obținut anul acesta premii deosebite la fazele județene și naționale ale olimpiadelor școlare. Bună, cum te numești și la ce olimpiadă ai participat în acest an? Bună ziua, numele meu este Bernicu Ciprian și am participat la Olimpiada de creștere a animalelor la Urziceni. Este prima dată când particip la această olimpiadă? Da, este prima dată când particip. Și în ce clasă ești? Clasa 11-a. Cât timp te-ai pregătit pentru această olimpiadă? Tip de 2 săptămâni am învățat constant, dar a fost și o pregătire de-a lungul anilor, tot acumulând informații și... Pentru telespectatorii noștri, spune-te rog, ce înseamnă să te pregătești pentru această olimpiadă, mai exact? Trebuie să-ți ocupi tot timpul învățând, studiind forma tuturor animalelor, anatomia lor, fiziologia, să înveți tot ce ține diferențe pe specii și alte particularități. De ce ai ales să te implici, să participi la această olimpiadă? Am ales să mă implic în această olimpiadă pentru că dacă iau locul 1, 2 sau 3, am locul asigurat la facultate și acesta a fost un imbold foarte bun pentru mine, în primul rând. Și cu ce premii te-ai întors de la olimpiadă? Premiul 1. Pe lângă acea diplomă pe care o primești, ce alte premii ai mai primit? Am primit un premiu în valoare de 400 de lei de partea ministerului. Anul viitor crezi că vei mai participa la această olimpiadă? Sper să ajung cu bine și voi participa. După părerea ta, este dificil să fii olimpic? Da, trebuie să te pregătești mult, intens și să ai... Cine te sprijină pe parcursul acestei pregătiri? Pe mine m-a sprijinit doamna profesoară Iosu Boana, care este medic veterinar și ea m-a îndrumat și m-a pregătit pentru această olimpiadă. Vei urma o carieră în acest domeniu? Da, vreau să ajung medic veterinar. Și pe viitor te-ai gândit deja la ce facultate vei dori să studiezi? M-am gândit să merg la facultatea din Iași, fiindcă este mult mai aproape și este și mai renumită în țară. Bună, cum te numești și la ce olimpiadă ai participat în acest an? Bună ziua, mă numesc în țară Andrei Gabriel și am participat la olimpiada de industrie alimentară. Este primul an în care particip la această olimpiadă? Da, este primul an. De ce ai ales să te implici? În primul rând pentru că dacă iau locul 1, 2 sau 3, am locul asigurat la facultate, dar și pentru că îmi place ceea ce fac. Te-ai gândit la ce facultate vei dori să studiezi pe viitor? Deocamdată nu, mai puțin, mai clar. De când ai descoperit pasiunea pentru acest domeniu? Din clasa a 10-a, cred. Să înțeleg că pe viitor vei dori să urmezi o carieră în acest domeniu dacă vei continua și da, cu studiile. Da. Cam cât timp îți ia să te pregătești pentru participarea la olimpiadă? Pentru participare, cam o lună am învățat cu doamnele profesoare. Ai mai participat și la alte olimpiade în anii precedenți? Nu, asta este prima. Și după părerea ta, este dificil să fii un olimpic de Jetul Suceava? Nu este foarte dificil dacă înveți. Anul acesta am obținut rezultate foarte bune la faza națională și la faza județeană a olimpiadelor pe diferite discipline. Mai cu seamă, am obținut locul 1 la tehnician în industria alimentară, este vorba de elevul Hânțar Andrei, locul 1 tot la faza națională, elevul Bernicu Ciprian la tehnician veterinar, apoi mai avem un locul 2 la tehnician veterinar, este vorba de elevul Valah Cătălin și o mențiune la matematică. O mențiune la matematică este vorba de eleva Ilioi Raluca din clasa 12-a, elevă care a obținut și anul trecut mențiune. Suntem foarte, foarte bucuroși, am felicitat elevii, părinții, profesorii care i-au coordonat. Avem diferite rezultate și la faza județeană, dar le-am menționat doar pe cele de la faza națională. Mai vreau să punctez că săptămâna, peste 2 săptămâni, pe 28 mai, un echipaj de elevi de la noi participă la faza națională la concursul Cultură și Civilizație în România cu tema Rost și Vremuire în Casa Țăranului la Bilca și sperăm să obținem și acolo un premiu sau o mențiune. Ne puteți spune mai multe lucruri despre cum se desfășoară acest concurs? Acest concurs anul acesta are loc la Suceava. Faza națională va fi la Suceava. Vin echipaje din fiecare județ care încearcă să conserve un obicei, un ritual din locurile în care vin, să-l conserve și să-l transmită mai departe. Este un concurs deosebit de
interesant și de frumos pe sufletul meu și al colegilor mei. Noi avem, cred că avem 6 premii întâi la acest concurs de-a lungul vremii. Deci din 2008 până acum am obținut 6 premii întâi la faza națională. Anul acesta nu știu dacă vom lua locul întâi, dar ne bucurăm și cu o mențiune.